ați revenit la cursul de oscilații și unde mecanice. În cursul de azi și următorul voi trata subiectul compunerii oscilațiilor armonice. În acest curs voi vorbi despre compunerea oscilațiilor paralele și de aceeași frecvență, iar în cursul următor despre alte cazuri mai complexe de suprapunere a oscilațiilor armonice. Dar compunerea oscilațiilor se poate înțelege mai ușor dacă folosim noțiunea de fazor. Așa că întâi voi vorbi despre reprezentarea mișcărilor oscilatorii prin fazori. După cum am arătat în cursurile anterioare, ecuația care descrie o mișcare oscilatorie armonică este cea pe care o vedeți acum, unde Y este elongația, A este amplitudinea, omega este pulsația, T este timpul, iar phi 0 este faza inițială a oscilației. Dar ați văzut că o mișcare oscilatorie liniară armonică poate fi considerată proiecția unei mișcări circulare uniforme pe un diametru. Să spunem diametrul vertical, așa cum vedeți în acest desen. În timp ce punctul P' descrie cercuri rotindu-se uniform pe un cerc, proiecția lui pe diametrul vertical descrie, așa cum puteți să vă imaginați, o mișcare oscilatorie armonică, liniară. Iar amplitudinea acestei mișcări oscilatorii este raza cercului pe care se mișcă, se rotește punctul P'. Și datorită acestei analogii între mișcarea circulară și mișcarea oscilatorie liniară, putem descrie mișcarea oscilatorie printr-un vector rotitor numit fazor. Acest fazor are originea în centrul cercului descris de punctul P' și vârful în punctul P'. Vedeți acest fazor desenat cu roșu în desen. L-am notat cu R pentru că fazorul este și vector de poziție pentru punctul material P' în sistemul de coordonate X, O, Y. Puteți observa în desen că în fiecare moment elongația mișcării oscilatorii a punctului P va fi dată de relația Y egal cu R înmulțit cu sinusul unghiului phi. Dar dacă ținem seama de faptul că modulul fazorului R este amplitudinea mișcării oscilatorie și că mișcarea de rotație, în mișcarea circulară uniformă, unghiul phi are expresia phi 0 plus omega t, unde omega este viteza unghiulară, atunci această relație devine Y este egal cu A înmulțit cu sinus de omega t plus phi 0. Adică devine ecuația care descrie o mișcare oscilatorie armonică liniară. Putem generaliza aceste observații și putem reprezenta orice mișcare oscilatorie liniară armonică printr-un fazor, care este, așa cum am spus, un vector rotitor cu modulul egal cu amplitudinea mișcării oscilatorii și care se rotește cu o viteză unghiulară egală cu pulsația mișcării oscilatorii. Cel care a folosit primul această reprezentare a fost inginerul și fizicianul francez Augustin Jean Fresnel și de aceea reprezentarea mișcărilor oscilatorii liniare prin fazori se numește reprezentare Fresnel. După cum veți vedea, reprezentarea Fresnel este foarte folositoare în cazul compunerii oscilațiilor, adică în cazul în care se suprapun două sau mai multe oscilații. Să notăm ceea ce trebuie să știm despre fazori.
După cum știți deja, o mișcare oscilatorie este caracterizată de trei lucruri: amplitudine, pulsație și fază inițială. Vedeți aceste trei mărimi în legea mișcării oscilatorii. Până la urmă, pentru că pulsația are expresia omega egal cu 2 pi nu, unde nu este frecvența, putem spune că mișcarea oscilatorie armonică este caracterizată de amplitudine, frecvență și fază inițială. Iar dacă vorbim despre o mișcare oscilatorie armonică liniară, atunci mai trebuie să știm și direcția pe care au loc oscilațiile. Deci, o mișcare oscilatorie armonică liniară este complet caracterizată dacă știm direcția pe care au loc oscilațiile sau axa de-a lungul căreia au loc oscilațiile, amplitudinea, frecvența și faza inițială. Și acestea sunt cele patru lucruri pe care va trebui să le știm întotdeauna despre o oscilație care se produce prin compunerea a două sau mai multe oscilații, pentru a putea spune că am caracterizat complet această oscilație, adică știm tot ce trebuie despre ea. Și acum vrem să vedem ce se întâmplă dacă se suprapun două oscilații paralele, care au aceeași frecvență, dar amplitudini și faze inițiale diferite. Asta înseamnă că cele două mișcări oscilatorii care se suprapun, mișcări oscilatorii armonice liniare, au următoarele expresii ca ecuație care descrie mișcările. Y1 egal cu A1 înmulțit cu sinus de omega t plus phi 0,1 și Y2 egal cu A2 înmulțit cu sinus de omega t plus phi 0,2. După cum vedeți, n-am scris omega 1 și omega 2 pentru că cele două oscilații au aceeași pulsație, aceeași frecvență. Ele diferă prin amplitudini și fazele inițiale, așa cum am spus. De asemenea, pentru că amândouă elongațiile sunt notate cu Y, înseamnă că cele două oscilații sunt paralele, au loc pe direcția axei OY. Pentru a vedea ce fel de mișcare obținem prin suprapunerea acestor două oscilații, ne folosim de fazori. Cu alte cuvinte, reprezentăm cele două mișcări oscilatorii prin fazori. După cum vedeți în acest desen, cele două oscilații pot fi reprezentate prin doi fazori cu module diferite, A1 și A2, pentru că mișcările noastre au amplitudini diferite, și care la momentul inițial fac unghiuri diferite cu diametrul orizontal. Notate aceste unghiuri în desen cu phi 0,1 respectiv phi 0,2. Dar pulsația este pentru fazori viteză unghiulară. Și pentru că cele două oscilații au aceeași pulsație, înseamnă că fazorii A1 și A2 se vor roti deodată cu aceeași viteză unghiulară, așa cum vedeți în această animație. Cei doi fazori au în momentul inițial un fazor rezultant, desenat cu negru în acest desen și pe care l-am notat cu A. El se poate desena cu ajutorul regulii paralelogramului, pentru că este rezultanta a doi vectori. Fazorii sunt vectori, vectori rotitori. Și pentru că fazorii A1 și A2 se vor roti deodată și rezultanta lor, fazorul A, se va roti sincron cu cei doi fazori, așa cum vedeți în a doua animație. Dar fazorul A descrie mișcarea oscilatorie care rezultă prin suprapunerea acestor două mișcări oscilatorii. Și după cum vedeți, fazorul A descrie o mișcare de rotație în același plan și cu aceeași viteză unghiulară ca fazorii A1 și A2. Și asta înseamnă că prin suprapunerea celor două oscilații armonice liniare paralele,
care au aceeași frecvență, se obține o mișcare oscilatorie armonică, pentru că fazorul rezultant are o mișcare circulară uniformă, iar această mișcare oscilatorie rezultantă are loc pe aceeași direcție și cu aceeași frecvență cu oscilațiile care se compun. Asta ne arată această analiză fazorială a suprapunerii celor două mișcări. Deci ecuația mișcării armonice care se obține prin suprapunerea celor două oscilații trebuie să aibă această expresie. Y este egal cu A înmulțit cu sinus de omega t plus phi 0. A fiind amplitudinea mișcării care se obține prin compunerea celor două mișcări, iar phi 0 fiind faza inițială a acestei mișcări. Pentru a caracteriza mișcarea care se obține prin suprapunerea celor două mișcări oscilatorii, cea descrisă de această ecuație, va trebui deci să calculăm amplitudinea ei și faza ei inițială. Să-i calculăm amplitudinea. După cum vedeți în desen, fazorul A este rezultanta fazorilor A1 și A2. Și noi știm că atunci când doi vectori se compun, rezultanta lor se calculează cu relația R pătrat egal cu V1 la pătrat plus V2 la pătrat plus de 2 V1 ori V2 ori cosinus de alfa, alfa fiind unghiul dintre cei doi vectori. La fel, în cazul nostru, putem scrie A pătrat este A1 la pătrat plus A2 la pătrat plus de 2 ori A1 A2 ori cosinus de, să-i spunem, phi acestui unghi. Și dacă ne uităm pe desen, observăm foarte ușor că, de fapt, acest unghi, phi, este diferența dintre phi 0, 2 și phi 0, 1. Așa că, în final, putem spune că A pătrat este A1 pătrat plus A2 pătrat plus de 2 ori A1 A2 ori cosinus de phi 0, 2 minus phi 0, 1, ceea ce înseamnă că amplitudinea mișcării oscilatorii care se obține prin suprapunerea acestor două mișcări se poate calcula cu relația A este radical din A1 pătrat plus A2 pătrat plus de 2 ori A1 A2 ori cosinus de phi 0, 2 minus phi 0, 1. Și am găsit amplitudinea mișcării oscilatorii rezultante. Am demonstrat până aici că dacă suprapunem două oscilații liniare armonice paralele de aceeași frecvență, obținem tot o oscilație armonică liniară descrisă de această ecuație, care are loc de-a lungul aceleiași direcții și care are amplitudinea dată de această relație. Vom discuta mai multe despre această amplitudine în cursurile aplicative și în cele dedicate rezolvărilor de probleme. Deocamdată însă vreau să observați că amplitudinea mișcării rezultante nu depinde doar de cele două amplitudini ale oscilațiilor care se suprapun, adică de A1 și A2, ci și de diferența dintre fazele lor inițiale. Foarte important și, v-am spus, cu alte materiale voi reveni la această observație. Și acum, pentru a caracteriza complet oscilația rezultantă, mai trebuie să calculăm și valoarea lui phi 0, adică să vedem ce fază inițială are oscilația rezultantă. Putem face acest lucru folosindu-ne de acest desen și de o frumoasă teoremă din geometrie, pe care am mai folosit-o și cu alte ocazii. Ea spune că
Proiecția rezultantei vectorilor pe o axă este rezultanta proiecțiilor vectorilor pe acea axă. Sau, pe scurt, ca formulă mnemotehnică, proiecția sumei este suma proiecțiilor. În cazul nostru, asta înseamnă că proiecția fazorului rezultant, care este A, pe axa X, să o notăm cu AX, este suma proiecțiilor fazorilor care ne dau această rezultantă, adică este A1X plus A2X. Și la fel putem spune pentru proiecția lui A pe axa OY că AY este A1Y plus A2Y. Dar proiecțiile vectorilor pe axa OX se calculează înmulțind modulul vectorilor respectivi cu cosinusul unghiului pe care îl fac cu axa respectivă. Și atunci avem așa, AX este egal cu A1X, este A1 înmulțit cu cosinus de fi 0,1 plus A2X este A2 înmulțit cu cosinus de fi 0,2. Iar AY este A1Y, adică A1 înmulțit cu sinus de fi 0,1 plus A2Y, care este A2 înmulțit cu sinus de fi 0,2. Și în acest fel cunoaștem, putem calcula valoarea componentelor AX și AY, componentelor lui A pe cele două axe. Și dacă cunoaștem componentele, putem calcula și unghiul fi 0. Îl vedeți pe desen, care este faza inițială a oscilației rezultante. Și putem face asta pentru că tangentă de fi 0, după cum vedeți pe desen, este A indice Y supra A indice X. Și cele două componente AY și AX le-am calculat deja, avem expresii pentru ele. Și atunci înseamnă că fi 0 va fi arc tangentă de AY pe AX, adică A1 ori sinus de fi 0,1 plus A2 înmulțit cu sinus de fi 0,2 supra A1 înmulțit cu cosinus de fi 0,1 plus A1 înmulțit cu cosinus de A2, adică înmulțit cu cosinus de fi 0,2. Și am găsit și o modalitate de a calcula faza inițială a oscilației rezultante, cea care apare în ecuația acestei oscilații. Să notăm aceste lucruri. În final, vă propun să rezolvați ca aplicație la cursul de azi următoarea problemă. Avem două oscilații descrise de următoarele ecuații. Y1 este egal cu 5 cm înmulțit cu sinus de 10 secunde la minus 1 t plus pi pe 2 și Y2 este 10 cm înmulțit cu sinus de 10 secunde la minus 1 înmulțit cu t plus 5 pi pe 6. Și vă rog să calculați, dacă doriți să
fixați cunoștințele pe care le-ați acumulat urmărind cursul de azi, care va fi amplitudinea oscilației care se obține prin suprapunerea acestor două oscilații și care va fi faza inițială a acestei oscilații. Observați că suntem în cazul despre care am vorbit azi, pentru că cele două oscilații care se suprapun au aceeași frecvență, aceeași pulsație, 10 secunde la minus 1 este pulsația. Deci puteți folosi formulele pe care le-am dedus. În cursul următor voi vorbi despre alte cazuri mai complexe de suprapunere a unor oscilații liniar-armonice. Până atunci vă invit să urmăriți și alte materiale de pe acest canal și vă doresc o vară plăcută în continuare. Pe curând, la revedere!